Dacă ne uităm la parcursul filmografiei tale, vedem o ambianță între poveste și felul de a povesti. Deci între istorie și estetica pe care tu o alegi. Această armonizare este rațională și dezbătută sau cumva vine intuitiv? Nu, mă gândesc la asta, pentru că, până la urmă, fiecare film e un soi de construct, nu? Și am întotdeauna, cred că când fac un film e ceva e un soi de paradox, pentru că vreau să fixez niște lucruri. De obicei sunt inspirat din ce se întâmplă în jurul meu și vreau să fixez niște lucruri care se întâmplă în realitate, dar pe de altă parte îmi dau seama că ceea ce fac eu construiesc un anumit tip de discurs și ăsta trebuie cumva conținut și în film. În registru pe care îl alegi. Exact, exact. Și continuând pe firul apei, logic, te întreb dacă experiența pe care ai acumulat-o în timp îți permite să te simți confortabil în mai multe registre estetice. Într-un fel, cred că până acum am căutat sau parcursul meu până acum e într-o zonă și tot timpul cred că am săpat, ca să zic așa, într-o anumită direcție. Poate în filmele viitoare mă gândesc sau poate la următorul film o să contrazic puțin ceea ce am făcut până acum. Nu știu în ce măsură îți plac catalogările, dar țin să te întreb ce părere ai despre etichetarea ta ca adept al minimalismului și al minimului de resurse. Da, nu, cum să spun, cred că e corect la un moment dat. Și într-un fel, cred că asta vine și din mijloace și din posibilitățile pe care le ai și felul parcursul pe care l-am avut încă din școală. Și pe de altă parte, eu cred că noi avem niște căutări în zona asta marginalului și mi-asum marginalul și de asta uneori se pare ridicol că ne comparăm tot timpul cu americanii și vrem să facem ca ei niște lucruri, ceea ce e imposibil. Trăim într-o țară care de-a lungul culturii ei a fost tot timpul între lucruri și cumva dacă rădăcinile sunt zona asta și căutările mele sunt legate de tipul ăsta de cultură și de marginal. Faci o legătură directă față de căutările tale în film când indici tocmai tratatul de la Islaz și cumva schimbarea unei epoci în România? Da, bine, asta s-a întâmplat cumva, a fost o coincidență. Chiar să petreceam Islaz, după aia, evident, istoria din spate și dacă te gândești la Revoluția de atunci, care a schimbat practic fundamental România și a pregătit ceea ce s-a întâmplat în secolul, la sfârșitul secolului 19 și mai ales începutul secolului 20 și... Dar totul a plecat la o coincidență. O coincidență fericită, cum și pe da, linia ta de gândire. În prima parte a filmului folosești plan contra plan și spuneai într-un interviu, pentru că spuneai că în cadre de interior ai simțit nevoia să faci chestia asta. În a doua parte a filmului folosești în imagini, focalizezi doar uneori doar pe un plan din imagine, din mise-en-scenă. Și surprins cumva prin alegerile astea tale estetice. De ce ai ales cumva să schimbi față de cum făceai înainte? Pentru că m-a interesat să am un tip de mișcare și un tip de... vine cineva cu o poveste la celălalt, îl influențează pe celălalt, ăla vorbește cu... Și mi s-a părut că alegerea asta de plan contra plan înfluideza cumva un anumit tipul ăla de momente care erau legate de comoare și care apoi există și
Este și utilizarea planului detaliilor, care iar vin într-o zonă de mișcare și de lucruri care fixez, dar pe de altă parte se transformă în altceva. Tot tehnic, pentru mine filmul ăsta e mai puțin comic în limbaj decât filmele tale dinainte, un comic din acela de limbaj hazliu, de tip comedie. Acum tu încerci să faci un comic mai metadiscursiv, un comic mai cinematografic. Am simțit diverse trimiteri la mici glumițe hitchcockiene, cea cu deschiderea comorii în care într-un prim pas nu este nimic, niște ironii. Ai vrut ca cu un subiect nou și cumva cu o estetică nouă să vii și cu un alt tip de comic sau e doar o presupoziție greșită a mea? Eu am avut o problemă de după scrierea scenariului și când am început să fac asta, am avut o problemă de ton. Am zis ce ton găsesc în actori, în jocul lor și cam ce echilibru pot să găsesc, că mi-era teamă că personajele puteau să cadă în caricatură. Și asta încă din casting, dialogurile erau frumoase cumva, dar pe de altă parte am încercat să le recreez cu cumva cu un soi de decalaj al personajelor. Mă rog, și am tot încercat și sunt foarte mulțumit de ce a ieșit. Apoi, evident că m-a interesat în partea a doua, aceea căutării, să creez un tip de suspans. Și în căutarea din curte și... și mai apoi până vine poliția și chiar până la final, adică și acolo, da, m-a interesat un tip de suspans, am vrut să mă joc cu clișeul oricine s-ar aștepta că trebuia să moară cineva, nu? Că până la urmă, dintr-un anumit de vedere, are ceva de western toată povestea aia din curte și să duc unii să caute o comoară și da, am avut referințele astea și m-am gândit la lucrurile astea când am făcut. În Polițist Adjectiv filmai un dicționar și un desen schemă premergător arestului, în Metabolism un film medical făcut în interiorul intestinului gros, în Comoara ilustrații din cartea Romii Hulz și schițe tridimensionale realizate de detectorul de metale. Prin această tehnică ai în vedere transformarea și depozitarea realului în text sau imagine, în așa fel încât să funcționeze ca un răspuns la dilemele tale și implicit și ale protagoniștilor? Comoara vorbeam de o mișcare pe care o aveam. Cartoanele astea sau, mă rog, inserturile astea le-am gândit într-o primă fază ca un soi de capitol, nu? Și ele dădeau și o estetică și îți dădeau un soi, un tip de imaginar. Și ele cumva se compun într-un... pe tot traseul filmului există un tip de evoluție a lor până la cadrul final, care iar îl consider tot cel cu soarele, tot un tip de... face parte din familia asta, ca mișcare pe... Și l-am gândit ca un tip de, da, ca un tip de mișcare, ca un tip de transformare de-a lungul, ca și televizorul, detaliul la televizor, la ce ai acces, la ce te influențează, de fapt. Deci, cumva, cei care pun în comparație filmul tău cu un basm, nu greșesc, nu? Sau un fel de bază. Un fel de, da. Faptul că alegi niște imagini din Robin Hood foarte frumoase și cumva scoase din real și provenite cumva dintr-un imaginar foarte desene, foarte puternice. Și jocul de la final cu copii și un fel de un basm cotidian. Da, m-a interesat aspectul ăsta al aventurii. Adică am vrut ca spectatorul, când vede filmul ăsta, să aibă un soi de să participe cumva și să trăiască ca o aventură.
Toma Cuzin spunea într-un interviu că ai ținut să lucrezi și cu familia lui. De asemenea, ai folosit istoria celorlalți doi actori principali. Cum a fost să lucrezi cu istoriile acestea personale și în alte moduri? Mai făcusești chestia asta și când a fost sau nu a fost și chiar și la Metabolism, fiind autoreflexiv, sigur și la al doilea joc, în care totul e mult mai clar. Dar aici e chiar și mai clar, pentru că sunt istoriile persoane a mai multor oameni, nu numai ale tale. Cum a fost toată... Păi, cum a fost influențat de asta și după aia, după scriitură, evident că tu sintetizezi și uneori, de exemplu, cu Adrian a fost mai... poate chiar mai greu sau mai delicat pentru el, că erau multe lucruri personale și... Dar după scriitură s-a conturat un personaj care... avea alte date și am discutat. La fel s-a întâmplat și cu Cuzin. Încă din casting mi-am dat seama că biografia lui era importantă și era singurul care, în mod real, din casting mi-am dat seama că ar fi plecat. Dar restul erau foarte sceptici, așa. Și chiar dacă încercau să joace lucrul ăsta. Și după aia, toată încărcătura și tot trecutul lui, care e unul impresionant, se simte în moment dat și... Deci, cumva, tu ai gândit un film și după aia ai încercat să cauți pionii potriviți pentru a umple filmul. Da, dar uneori... Nu, uneori, de exemplu, personajul Costin în scriitură era mai moale, ca să zic așa, și am... Okay. Tot timpul ai nevoie de actor și de... Dacă e un actor foarte bun, după aia chiar îi scriu și îmi place și îmi oferă ceva sau îmi dă o nuanță la care nu m-am gândit, mă mulez și scriu. Da, deci a fost cumva un sens. Exact. Întotdeauna e așa. Prima etapă e aia de scrierea scenariului, care e una destul de abstractă cumva la început și după aia începi să te gândești la actor, rescrii părți. Adică nu sunt ca niște cutii separate. Ai făcut aia, ai trecut la aia, tu schimbi și în timpul filmării uneori. Iar eu sunt interesat să am actori care... și îmi plac actorii care îți dau ceva în plus și nu se rezumă la un tip de execuție. Da. Schimbând un pic subiectul, vreau să te întreb să punem o problemă un pic mai delicată, anume critica de film din România. Simți că ești înțeles de critica de film din România? Te interesează acest aspect? Mă interesează, evident că mă interesează și critica, mă interesează și spectatorii, pentru că, până la urmă, filmul face, îl comunici și fără asta nu ai mai face, nu? Că ai nevoie de feedback. Pe de altă parte, cred că critica... Ok, se întâmplă multe lucruri care sunt foarte vii și, pe de altă parte, cred că nu mai există spațiul ăla, a scăzut din importanță și din expunere. Dar sunt acum, e un val de tineri, ca tine sau ca în București, cei de la Filmeniu, e o critică de asta care crește. Și, din păcate, cred că tipul de expunere sau expunerea a scăzut foarte mult. Acum, cred că ziarele nici mai au chestia asta cultură, dar uneori schimbă și foarte multe sunt zone de foarte multe din... Iar acum 10 ani, fiecare ziar avea redacții la, cred că aveau 2-3 oameni care 2-3 jurnaliști care scriau despre cultură și erau specializați pe anumite domenii. Apropo de critici de film, ce spui despre afirmația colegului Lucian Maier, că tu oferi cele mai izbutite exerciții cinematografice de autocontemplare? E foarte flatant. Pe de altă parte, te deranjează că unii critici te privesc drept un regizor plin de umor,
pus pe farse și cumva urmăresc filmele tale după principii cantitative, adică cât umor e, cât de năstrușnic e umorul. Nu, depinde foarte mult, pentru că îți dai seama, mă interesa ce spun oamenii în general, dar pe de altă parte, știi cum e, dacă nu-i ceva, dacă nu-i pertinent și de multe ori se întâmplă să, și mai ales la noi în țară, să te trezești cu afirmații gratuite și uneori chiar răutăcioase, deci nu mă încarc foarte tare, știi, adică fiecare, știi cum e, sunt lucruri care contează, poate să fie o critică negativă, dacă e pertinentă dintr-un punct de vedere constructivă, poate să funcționeze, dacă e, da, nu, îți dai seama, sunt la al cincelea film și am citit destul de multe lucruri despre mine și despre filmele mele până acum și nu pot să zic să ne simțit, dar mă rog, sunt destul de distanțat. Vorbim mult de critici, dar vorbind de publicul larg, cum, ce așteptări ai de la publicul larg? Cum ai vrea să privească filmul până la urmă? Că asta e important. Păi, sincer, toate filmele mele, chiar și Metabolismul, sau am crezut că e un film de public într-un fel, da. Îmi doresc foarte mult și chiar am nevoie de, mai ales de public în România, pentru că aici, pentru că la un moment dat ai senzația că dacă faci și n-ai public, devine ceva în sine și și acum, de exemplu, a fost premiera la Comora și nu prea funcționează în cinema ori. Și peisajul ăsta e destul de trist, pentru că până la urmă te hrănești din public și din feedback-ul pe care ți-l dă și da, asta e situația. Apropo de public, de receptare, ai surprins cumva pe mine cel puțin alegându-l pe fiul lui Toma Cuzin să fie pe posterul oficial. Această alegere asta a fost cumva tot așa pentru a atrage mai mult public? Acolo am lucrat cu o agenție și mi-a propus foarte multe variante și asta s-a născut, s-a venit de-a lungul timpului. Chiar nu mi-au convenit celelalte și cumva am ajuns la asta n-am avut de la început un tip de un concept pentru trailer, cum îl marketăm filmul, ce afiș facem, tot a fost așa după azi pe mâine. Și am găsit fotografia pe care am folosit-o era o fotografie de making of, de fapt. Da. Îți doresc doar succes și să-ți vadă filmul cât mai multă lume, că asta e important. Asta e important. Mersi.